Recenta vacanță forțată a elevilor, cauzată de numărul mare de îmbolnăviri de COVID-19 de luna trecută, a adus mai multe schimbări în activitatea didactică. Astfel, vacanța de iarnă se va încheia mai repede cu o săptămână, în data de 3 ianuarie și nu pe 10, cum era prevăzut inițial. De asemenea, în actualul an școlar nu se va mai organiza săptămâna altfel, iar numărul de teze a fost redus de la 3 la 2. Totodată, mediile se pot încheia și cu minim de note, excepție făcând elevii în situație de corijență, iar mediile de pe primul semestru pot fi încheiate până la sfârșitul anului școlar în curs. În ceea ce privește alte modificări aduse ROFUIP-ului, elevii vor putea să-și încheie situația școlară cu un număr de cel puțin 2 note. La final de semestru, cei aflați în situații de corigență sau în risc de corigență vor trebui să aibă cel puțin 3 calificative sau 3 note la disciplina respectivă și situația școlară pe semestrul întâi se poate încheia până la finalul semestrului al doilea. Toate aceste prevederi sunt aduse tocmai în ideea de a asigura elevilor timp suficient pentru ca să-și pregătească acele discipline la care au acumulat acest timp o serie de lacune. Este foarte posibil ca elevii și cadrele didactice să beneficieze de o mini-vacanță la începutul săptămânii viitoare, dacă se va aproba propunerea venită de la Ministerul Muncii ca lunea viitoare bugetarii să nu meargă la serviciu pentru a se face puntea între weekendul ce urmează cu 30 noiembrie și 1 decembrie, zile care sunt sărbători legale și sunt libere.